Salutare, salutare, sunt la episodul 3 de care era cu Timișoara și mi-ați scris voi, băi băieți, să îl iau pe Latovlevici. Latovlevici și Luchin. Pe ăsta știu că valorează mult. Și Luchin nu știam că mai există. Dar uite-l că există, este la Ucluj. Ei, și atunci o să încercăm să-i luăm pe ăștia doi, fraților. Să vă fac plăcere, uite, 230.000, pe la 230.000 dăm și noi un jucător. Nu stăm. Că avem destui pe aici. 230.000. Uite, le-am pe Casadoc și așa nu-l folosim. Ei vor pe Mera, noi nu-l dăm pe Mera, logic. Vedeți, este și obraznic, te-l dau pe... ăsta, pe Plojna, Plazonia. Nu, iată, vrea 250.000. Adică chiar sunt și nesimțiți. S-au gândit ei mai bine și ce-o fi, bă, uite. Ei, uite, vă dau pe fishtag ăsta și 100.000. Hai mă, las că pierdem timpul degeaba. Și așa căutam noi pe aici un fundaș central, uite că l-am luat pe Luchin. 34 de ani. Mamă, că aici Latovlevici e treabă de salariu, cred că e mare. Ca așa, nu cred că mai valorează nici el, nu la 34. Uite, îl dau tot așa, îl dau pe Plazonia asta. El vei vor 380.000. Digne, 400. Exchange player, nu-l vrea nici pe ăsta. Mane. Bă, oamenii sunt... fix. Deci știu ce vor. Oh, nu că i-am dat multă. Bine că n-a acceptat. Vă dați seama de ce am dat și un jucător și 380.000 de greșeală și vor doar bani. Păi uite că îți dăm bani, firial, trecu să fii. Negociezi și cu Lato. Tata. Ia. Dar avem aici pe Luchin 65, e bine băiatul. Bine, o să scadă până în iarnă, cred că ajunge la 60. Important e că stă acum bine pe... pe ele. Hai să mai luăm ceva pe... pe agenda.
34 avea el de fel. I-am dat. Mediu 40. A 18, 19, 21. Da. Hai să jucăm semifinala pe ăștia. Jucăm o 4-4-2 curat astăzi. Vreau să văd mai mulți jucători. Băgăși pe Barbosa, rezervă. Să-i avem aici, că ar putea să avem nevoie de fundaș. Ia să vedem, băieți, ce avem noi aici. Please make some noise as we welcome the two teams to the pitch. Iată verzi. Cine bate de aici, mergem finală. Suntem aproape de finală. Am văzut la mulți gamer că nu pun accent pe acest turneu de pregătire, sincer eu pun, mai ales dacă nu intrăm în cupele europene. Asta e interesant, să mai joci și cu câte o echipă străină, să vezi și până la urmă să vezi și jucătorii. Iată Popovici intervine foarte bine. Giorza, Amir Giorza iese cu balonul frumos până la mediu. Haide bă băieți. Da, omul aici, bă, da, de ce așa, de ce așa, Anastasie, are cum, era între doi adversari, astăzi debutează și bestia Mediob la noi, sperăm să fie o bestie, să dea cum a dat la Ripensia 30 de goluri, ia uite-l, ia, a dat și pasă, bă, uite-te la el că era dat gol, bravo lui, Accente, Mircea Accente marchează. Asta, toată faza a fost alu Mediop. Până la urmă, felicitări că nu a tras așa considerat el și așa a făcut și a făcut un lucru extraordinar de bun. Încă o dată Părvulescu, nu Popovici, intră la fel de bine.
Mediop, încă o dată accente. Accente se duce bine. Varta este cu mult peste noi, Varta Poznań, o echipă grea din Polonia. Suntem proști, ne batem singuri. Pe bune ne batem singuri. Cum o să dai așa pas? Cu atacan lângă tine. Asta înseamnă când nu ne concentrăm și facem d-astea. Asta înseamnă. Mediop, trecere bună. Iată pe Mediop cum a luat-o cu ei până în driblinguri. Foarte bine a jucat Popovici astăzi. Barbosa, Helder Barbosa, Barbosa, Barbosa la baron, Barbosa se mai toarce odată, iată. Nu dă drumul la balonul cele cu Mediop, Mediop mai departe. Ah, ce bine dăduse, dar a intervenit Kuzdra. Du-te, Barbosa, pasă bună pentru Mediop, scapă Mediop, Mediop! Offside! Mă, aveam așa, am simțit-o. O chestie, dar a fost mic offside-ul, foarte mic a fost. Mediop, foarte bine pentru Manea. Haide, Mane, haide, tata! Bine, Mediop pentru Georgia, scapă cu portarul! Gol! Georgia! Și iată Timișoara! Dă bomba, bombița! Încă o dată Mediop este la cârma acestei fanțe. O pasă perfectă dată și se anunță un jucător important în echipa noastră. Îi place rolul de playmaker, văd. Mai mult decât de atacant, de care eu fault. Mai facem o schimbare, al băgăm și pe Ivanović. Ivanović e băiat bun, să știți. E piesă, băiat. Nu așa. Deci noi ne batem aiurea. Noi ne batem aiurea, ne batem singuri, ne batem, vă spun sincer că noi ne batem singuri. Noi nu avem nicio treabă cu
Jucăm foarte bine, stăm bine în teren, în față, dar în apărare e... E crunt. Ce se întâmplă? Iacu încearcă și cu paste, cu călcâi, o să respingem bine. Stai cum s-a accidentat. Oh, bine, Hidri! Las-o! Las-o, mă, morții, mătii! Pasă pentru Radunovici, Radunovici, Radunovici! Bielica! Și ne scoatem bine aici, să vedem Radu, Radu Pastu! De ce așa? Se încheie, din păcate, meciul. Se încheie meciul, fraților. Penalti. Pau! Ce paradă are Friedrich. Ia să vedem și pe El Grandioso Mediop. Na, te trec de aici. Ce apără încă o dată, Friedrich? Avem două apărate. Radu. Mamă, mamă, e duelul portarilor astăzi. Una, una. Mergem bară la bară. Pou! Noroc a dat-o la departe. Hai să-l vedem și pe Barbosa. Barbosinia! Wow! Barbosa! Și suntem la un penalti de finală. Dar au dat gol. Acum suntem la un penalti de finală, un penalti care va fi executat de Ivanović. Un jucător cu experiență pentru noi. Ce gol! Ajungem în finală! Ivanović! Incredibil, senzațional, câștigăm în fața lui Varta. Și ajungem în finală. Finala e la noi. Bă, bine, ce să mai au jucat, chiar mi-au plăcut. Am avut jucători buni pe teren. Și jucăm tot cu ai noștri, cu Tirol. Cât am mai încasat? 380.000 au fost transferați în buzunarele noastre. Ivanović are ofertă de la Swan Blue Inc.
480.000. Deci nu o să ne dea pe urlu ce am făcut. Ne dea și nouă 580.000 pe el. Dar ăștia vor 400.000. Hai mă, hai, că-ți dau, dar stai să vedem la bani, că aici e greu. Îți dă și ăsta Alexa, dacă dracu să-ți dea. Crucial, da. Doi, încă nici nu mai duci tu, nebune, doi. Știam eu că ai mult fătus, morți, mătii. Nu-ți dau atât. Nu-ți dau că e prea mult. Stai rezervă la aia. Sigur n-o să vrea. Și jucăm finala cu echipa care ne-a bătut. Ăștia ne-au bătut. Acum joacă Choinac. Choinac cu Anastasie, prima tură. Băgăm pe Mediop. Scutarul locului Merea. Eu zic că-i bate. Eu zic că-i bate, e finala. Finala turneului din Austria. Surprinzător, noi nu ne așteptam să ajungem în finală, dar iată că S-a întâmplat să vedem și asta. Echipa care ești pe primul loc la noi în grupă, Tirol, și s-ar putea să o fure, că ne-am schimbat de la joc la joc. Clar ne-am schimbat, iată Scutaro, Anastasie. Frumos, iată cum i-am scos din joc până aici, să vedem. Mamă, ce greșeală, putem să atacăm periculos acolo. Mediop vine cu pasa, încă o pasă pentru Accente. Ho-ho. Ce ocazie are Mircea Accente. E bine, se duce cu Accente, Accente, apără portarul. Ocazie importantă pentru noi, încă una.
E periculos. Contra-atacul nostru pasă. Stăm bine pe la contra-atac. N-avem de ce să ne plângem. Gol. Incredibil. Noi am avut ocaziile și noi am fost conduși. Șoenac. Bine pentru Helder Barbosa, Helder Barbosa, Helder. Pasă la stație. 1-1. Ce gol norocos. Mamă, ce noroc pe noi. Ce noroc pe noi. Așa gol. A respins-o în capul lui Năstăsie portarul și am egalat. Tot noi recuperăm balonul. E bine, pasă pentru Medio, o potrecere spectaculoasă, Medio! Senzație. Bine că i-am condus și în meciul din grupe și ne-au întors apoi de aici. Am început deja să greșim. Mediop. Se întoarce frumos. Tot el este, iată ce trecere face Mediop, este de spectacol. Tău! Iese portarul! La fix a ieșit. La fix a ieșit. Încă o dată, Hridi ne salvează. Păuălu, ce parade are portarul nostru. Ce parade. George încearcă pasă pentru Ivanovici.
Tot Ivanovic este la balon și îl găsește bine pe Mediup. Mediup are o viteză extraordinară, Mediup încearcă o centrare, dar mingea este respinsă în corner, tati. Iată, cap! Mingea rămâne la noi. Șut! Cioina, însă Oswald reține. Foarte bine Cioinac. Ah, a greșit pasa însă. Mediu. Bine, nu știu cât o mai prinde, dar a avut o idee bună pentru Ivanovici. O trecere ușoară acolo de un jucător de al nostru. Foarte bine a venit Scutaro. Nu mai poate accente. Îl lăsăm și pe Manea pe teren. Să vedem dacă aduce acolo un suflu nou în față. Bine, de tot Cioinac, iată cum a luat balonul și putem să scăpăm pe contraatac cu... Uuuu, ce pasă proastă! Este bine, Friedrich. Hindrich. Nu așa, bă, iar, bă, drec. Ai nebunit. A rupt în gât. Roșu. Toate de la greșeala stupidă a lui Friedrich. Băgăm pe Sărdian Luchin. Iată. Hai mă, du-te morți în ochi. De portar. Incredibil, nici măcar n-a ieșit pe centrare. Nici măcar n-a ieșit pe centrare. Bine, Ivanovic. Respinge Cioinac. Hai mai fot o dată. În aceste momente jucăm fără atacant, doar dacă
este să se întâmple ceva. Bine, Ivanovic. Foarte bine ține de balon. Hai că și bate acum. Ia să vedem. Cioinac. Aoleu. Da, pe ce are de luat cu hu. Cum o să dai așa după trei? Hai acum, hai unde? Du-te mă, băga mea aici, pula mea, de la austriești, mă, miști. Dă pe jos, dă pe jos, ce nu crezi? Bă, ne-am mâncat Cioinac ăsta, ne-am mâncat. Ne-am mâncat, frate. S-au dus minutele de prelungire, probabil va fi un timp. Atac ăsta și este... nu mai sunt prelungit, direct penaltiuri. Îl pun al cincelea pe ăsta ca... mare... experiență. Ce aia vorbești, mă, ne-a dat ăsta, dar ne-a ascultat cu urechea. Bine, și Cioinac. Pa, mă, ratare! Luchin trage bine, de obicei trage tare. No, mamă. Bă, nu cred. Nu cred că am dat așa prost pe ăla. Bine, mă! Părvulescu, haide, șut! Este! Apără și spală spăcatele, Hidrich. Apără. Am gol. Și din nou stăm la mâna lui Ivanovici. Ivanovici e specialistul acestor lovituri. Dat-o. Bă, noroc că ratează ăștia prost. Juș. Du-te, dracu, mă, de aici. Hai că suntem proști, mă. O bune, dacă suntem mai proști ca proști. Hai, mă, Anea, că aici sigur nu mai vine asta. 100% e gol, e gol. E gol! Timișoara câștigă turneul din Tirol, din Austria și iată, facem o groază de bani. Asta ne interesa, să facem bani. Sincer.
Timișoara. Bravo, bă, nebunilor! Greu. Nu mă mai așteptam, dar uite că au intrat și au făcut un meci bun, un meciul lui. Văd că este Năstăsie de departe. Nota cea mai mare. Bravo lui! Un zecar care ne-a arătat că știe cu mingea și se poate. Ăștia ce vor aici? Loan. Nu mă zile că îi dăm decât loan atât. Ăsta nimic. Mamă, ne-a mai dat 500 de mii, bă, 500 de mii. Ce da bani am făcut, frate. Ce vrem ăsta? Vrea 5.000 și cu 3.000 la tot frefici. Hai că-i dau, că uite că a semnat ăștia acum și sunt fericit că am primit bani de la turneu și îi dau. Uite, și avem apoi, ne apropiem de debut, avem un debut bun, slăbuț, cu Aerostar și cu Reșița, două echipe, fără mari pretenții, sperăm să nici nu ne încurce Dejan, ce să mai, că am văzut ce vrea Dejan. Acceptăm. A venit George Davis, 800.064. Mi-a plăcut asta. Ia uite, are accelerație, sprint. Are de toate astea. Mă încântă. Denis Dumitrașu. 63, 25 de ani, 600 de mii. Vadim Rață, 63, 500 de mii. Da. Ăștia sunt jucători care pe mine mă interesează, de ce nu? Dar vom vedea în următorul episod, iată cum stăm noi în momentul de față la buget. Avem buget de transfer foarte bun, iată 2.100.000, ne-a mai pus 800.000 și la wage aici stăm mai slăbuț, dar trebuie să ne dea 90%, cam așa. Asta să mai crește și mai puțin. Abu Bahari ăsta trebuie să crească și el mare. Ce să zic, viitorul sună bine aici. A venit la Tovlevici, cred că și-l vom popa în file. Ia o termo 67. Ce ai făcut, mă? Direct și Lucin. Și poate luăm pe Vadim Rață, că avem nevoie. Și da, Dumitrașcu nu e rău, dar vom vedea. Ia ce număr are Lato, nu, trebuie să-i dăm cât avea. Imediat vedem. Cred că 28 avea. Tovlevici.
asta Steaua a avut 14 și la Timișoara. Ăștia avea 3. Păi, ce-o fi liberia? Cine are 14 sau 3? Jurjar ăsta și 14 mera. Hai mă, că dăm 33 cum avea la Galatasaray mai bine. Așa mă, lat-o. Ce să mai, hai, ne vedem în episodul următor. Vă pupa la revedere. Pupa la revedere.